Bună ziua, dragi prieteni, și bun venit la Cartea de Pedagogie. Cartea de săptămână aceasta e un volum celebru, e un volum cunoscut, iubit, folosit de mulți profesori de-a lungul anilor. Mă refer la Gramatica Fanteziei, Arta de a născoci povești, cartea lui Gianni Rodari. Gramatica Fanteziei e, din punctul meu de vedere, o minunăție de carte. E o carte de raftul 1 în biblioteca oricărui profesor. Și chiar dacă, în principiu, ea este o carte de utilizat cu copiii mai mici, pe care o recomand în primul rând educatorilor și învățătorilor, eu cred că, folosindu-ne un pic de propria fantezie, oricare dintre noi poate găsi aici sugestii extraordinar de valoroase cu privire la felul în care ar putea fi gândită o oră, plecând și de la aceste mecanisme tare frumoase ale fanteziei umane. Cartea este structurată pe mai multe capitole, fiecare dintre ele propunând o tehnică sau un mănunchi de tehnici pentru a stimula și a utiliza fantezia copiilor, debordantă în special la vârste mici, pentru a stimula și a ajuta învățarea. Am ales, cred că cel mai bine vorbește despre această carte ea însăși, și din acest motiv am ales două astfel de tehnici pe care să le prezint pe scurt. În primul rând, capitolul 13, crearea unei ghicitori. Pare un lucru simplu de făcut, cu toate acestea, o ghicitoare interesantă și stimulatoare și care poate să ajute cu adevărat învățarea. E o operație care trebuie desfășurată într-o manieră riguroasă, există un algoritm, iar algoritmul de formare al unei ghicitori, spune Rodari, constă din patru pași, din patru operații. O primă operație este înstrăinarea. Trebuie să definim penița, spune el, ca și cum am vedea-o pentru prima oară. Este un bastonaș, cel mai adesea din plastic, în formă de cilindru sau paralelepiped cu mai multe fețe, sfârșind cu un vârf conic ce are caracteristica, dacă este în contact cu o suprafață netedă, să lase o urmă foarte vizibilă. Definiția este schematică și aproximativă. A doua operație este asocierea și comparația. Suprafața netedă, prin definiție, se pretează pe calea imaginilor la deschiderea spre alte semnificații. Foaia de hârtie albă poate deveni orice altă suprafață albă, de la un zid la un câmp de zăpadă. Prin analogie, ceea ce pe o foaie albă e un semn negru, pe un câmp alb poate deveni o potecă neagră. A treia operație, metafora finală. Suntem gata acum pentru o definiție metaforică a peniției. E ceva care trasează o potecă neagră pe un câmp alb. În fine, a patra operație, nu e indispensabilă, constă în a da o formă atrăgătoare în sine definiției misterioase. Foarte adesea, ghicitorile se formează în versuri. În cazul nostru e ușor. Pe un câmp alb-alb trasează o potecă neagră. De ce le plac copiilor atât de mult ghicitorile? La prima vedere aș putea spune că ele reprezintă forma concentrată, aproape simbolică, a experienței lor de cucerire a realității. Pentru un copil, lumea e plină de obiecte misterioase, de evenimente de neînțeles, de figuri indecifrabile, însă și prezența lor în lume este un mister ce trebuie clarificat, o ghicitoare de dezlegat, înconjurându-se la rândul ei cu nenumărate întrebări directe sau indirecte. Cunoașterea se produce adesea sub formă de surpriză. Iată o expunere, aș zice eu, cât se poate de clară, cât se poate de limpede, a felului în care poate fi concepută o ghicitoare și a rețetei, dacă vreți, pe care o putem trimite către elevii noștri atunci când le cerem să facă o ghicitoare. Nu văd niciun motiv pentru a nu aplica această tehnică și la clase mari, de exemplu. Îmi imaginez o ghicitoare pentru concepte de mare abstracție, concepte cu un conținut abstract important. Am mai ales un fragment, sper că v-am trezit interesul între timp, din capitolul 36, numit Povești amuzante. Copilul care o vede pe mamă ducând lingurița la ureche în loc să o ducă la gură, râde pentru că mama greșește. Așa mare și nu știe nici măcar să folosească lingurița cum trebuie, după reguli.
acest râs de superioritate face parte din primele formele de râs de care copilul este capabil. Faptul că mama a greșit din adins nu schimbă cu nimic lucrurile. Gestul ei va fi un gest care trebuie sancționat prin râs. Pentru copil, acest mecanism prin care lucruri și obiecte familiare sunt puse în situații noi și greșite poate deveni, fără niciun fel de problemă, o sursă de povești și o sursă de fascinație. Un mecanism foarte productiv de povești comice, spune Rodari, e acela al introducerii violente a unui personaj banal într-un context ieșit din comun pentru el sau prin mișcare contrară a unui personaj ieșit din comun într-un context banal. Acest procedeu este prezent în mai toate operațiunile creatoare. Pe latura comică se exploatează capacitatea lui de surpriză, de deviere de la normă. Copiii exploatează foarte prompt acest mecanism. De obicei se servesc de el pentru a desacraliza anumite tipuri de autoritate pe care sunt constrâns să le suporte. Îl fac pe învățător să nimerească într-un tip de canibali, într-o crușcă de la zoo sau într-un coteț. Dacă învățătorul este inteligent, se distrează. Dacă nu este, sărăcuțul se înfurie foc. Cu atât mai rău pentru el. Pentru că eu știu că dumneavoastră, cei care ne priviți aici la Casa Corpului Didactic din Galați, sunteți cu toții inteligenți, vă recomand să vă sporiți cunoașterea și să o alăturați inteligenței, citind remarcabila cartea lui Jean Rodari, Gramatica Fanteziei. Vă mulțumesc și vă aștept și săptămâna viitoare la Casa Corpului Didactic din Galați.